Comisarii Protecției Consumatorilor Brașov au aplicat sancțiuni însumând 46.000 de lei în urma unor controle efectuate joi în Făgăraș, județul Brașov, în rândul comercianților de haine, produse cosmetice, dar și la agenții din alimentația publică. Totodată, mulți dintre agenții controlați sunt așteptați la sediul instituției, cu documente suplimentare pentru verificări amănunțite. Printre neregulile descoperite se numără cele de etichetare, conform sursei mytex.ro. Acțiunile comisarilor au avut loc ca urmare a unor sesizări depuse de făgărășeni, dar și în baza controalelor tematice dispuse de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Astfel, verificările de acest tip vor continua și în perioada următoare.